De la 14 ani cam acest regim îl țin. Wow. America, în Las Vegas, am închiriat un Harley Davidson. Salutare și bine ați venit la un nou episod Fit Fam. Astăzi avem alături de noi un mare sportiv român, un gimnast român. Ce pot să spun despre invitatul nostru decât că e cel mai medaliat gimnast român la campionatele europene, are 10 medalii, dacă bine am văzut, 10 medalii de aur. Este multiplu medaliat și la campionatele mondiale, are și două medalii, dacă nu mă înșel, la Jocurile Olimpice, una de bronz și una de argint. Îi lipsește una de aur. Sperăm că la Jocurile Olimpice, 8 medalii de aur la campionatele mondiale. Doar alea de aur la mondiale și la europene. Mai sunt și de argint și de bronz. Salutare, dragilor, salutare tuturor celor care ne urmăresc. Extraordinar mi se pare, Marian, ce performanță ai reușit să faci și vreau să și încep cu o întrebare. Ce o să faci pentru 2021? Participi la Jocurile Olimpice? Ce să ne așteptăm? Cu siguranță. Mi-am câștigat, să zic, locul la Olimpiada de la Tokyo, așa că nu am cum să renunț. Am muncit foarte mult pentru a obține această calificare și nu o să renunț acum doar pentru că au fost amânate pentru la anul. Extraordinar, mi se pare ce performanță ai, că totuși nu mai ai 16, 17, 18 ani și să te menții și să te concurezi cu cei mai buni gimnaști ai lumii la 40 de ani aproape, dacă îmi permiți. Mi se pare o performanță fantastică asta, clar. Da. E vorba de pasiune, de ambiție, determinare, muncă, profesionalism. Da, eu sunt curios, Marian, că în întrebările care le-am schițat pentru astăzi, care e un obicei, măcar un obicei, care l-ai avut din ziua 1, de când ai te apucat de gimnastică și până acum, să-l menții constant? Există vreun obicei sau mai multe obiceiuri, dacă... Cu siguranță, fără de care nu pot practica performanța, și anume încălzirea dinaintea antrenamentului și stretching-ul și pregătirea fizică de după antrenament. Și legat de stilul de viață, somnul e constant, mă gândesc, adică nu faci rabat de la somn sau nutriția? Într-adevăr, odihna trebuie să ai o viață echilibrată pentru că ai nevoie de multă energie în sală. Da. Să poți face față antrenamentelor. Sunt antrenamente, bine, depinde și în ce perioadă a anului te afli, dar în general e nevoie de multă muncă, chiar și atunci când nu ești în perioada competițională, pentru că în afara perioadelor competiționale e perioada de încărcare, unde trebuie exact să îți pregătești corpul, mobilitatea, forța și așa mai departe. Cred că în fiecare an avem cantonament la munte, unde alergăm prin zăpadă, în sala de forță, iarăși băgăm grupa mare, înainte să fim în București și să urcăm pe aparate. Corpul trebuie să fie pregătit, să avem forță, articulațiile puternice. Și alternați cu perioada de încărcare și după aceea faceți deload, adică faceți și o perioadă mai light pentru ca corpul să recupereze? E perioada de început de an unde pregătim corpul, cum spuneam, flexibilitate, forță, echilibru, orientare, inclusiv ținuta, lucrăm anumite exerciții de izometrie în care întindem vârfurile, genunchii, brațele și așa mai departe. După care urmează perioada de învățare a elementelor, elemente noi sau repetarea elementelor pe care le introducem în exerciții. După care începem ușor, ușor să concepem exercițiile la fiecare aparat în parte, câte două, trei elemente făcute deodată, după care împărțim exercițiul în două
în două părți, un exercițiu la gimnastică are cam 10 elemente și trebuie să alegi din acele 10 elemente să le faci cât mai, să zic, cât mai grele sau cât mai bine cotate ca și valoare, pentru că nu mai există acea notă 10 la care putea ajungea foarte mulți, la care ajungeau foarte mulți gimnaști. Acum nu mai există o limită, așa că fiecare încearcă din acele 10 elemente să-și adune cât mai multe zecimi, cât mai multe puncte, astfel încât să plece dintr-o notă cât mai mare. Super. Și oare, așa ca și general, în funcție de perioada anului, sunt perioade în care faci mai multe antrenamente pe zi sau cam încerc să-mi fac o idee? Nu. Nu, antrenamentele le facem tot timpul anului, câte două în fiecare zi, mai puțin duminica. Duminica o avem liberă și există la mijlocul săptămânii, joia, când cel de-al doilea antrenament nu îl facem, pentru că în locul antrenamentului facem recuperare, fizioterapie sau un masaj și așa mai departe. Și asta mă gândesc că merge pe ani de zile, aceste... Da, dintotdeauna. De când am ajuns la locurile juniori, unde stăteam în cantonament și ne pregăteam, să zic așa, centralizat, de la 14 ani cam acest regim îl țin. Wow. Asta este formula de pregătire. Până la 14 ani stăteam la părinți acasă și mergeam o dată pe zi la antrenament. Aveam și școala, mă rog, și după 14 ani am mai avut școala, dar înghesuiam oarecum și două antrenamente pe lângă școală. Mergeam la antrenament dimineață înainte să plecăm la școală, mergeam la școală, stăteam că trebuia să stăm la școală, după care urma și cel de-al doilea antrenament. Dar de la 14 ani în sus ești destul de, să zic așa, nu mai ești firav ca la 7, 8, 9 ani și poți să duci mai mult. Sună a antrenament de spartani. Să mergi la antrenament înainte de școală și după aceea iar la antrenament. Super, Marian. Și oare pe lângă antrenament, mai ai timp și pentru hobby-uri, pentru, nu știu, pentru alte chestii? Da, cu siguranță. Păi... avem cel puțin o zi pe săptămână liber, nu? Duminica. Așa că putem să mergem și la pește, putem să mergem să ne plimbăm și prin parc. Putem să, nu știu, ieșim cu bicicletele, cu rolele. Și tot spre activitatea fizică mergi, chiar și în timpul liber. E defect profesional. Îmi place sportul și mișcarea și găsim distracție în a face sport. Da. Nu știu, e un gen de competiție, un gen de... nu știu, mă simt bine atunci când fac mișcare. Super, Marian, super. Ca hobby, pot să spun că îmi place să mă plimb pe două roți de foarte mulți ani. Te referi la bicicletă sau la motocicletă? Motocicletă. La motocicletă? Da. Ok. Unor, de când merg în vacanțe, obișnuiesc să îmi închiriez și o motocicletă și să... Și pe ce distanțe? Cred că cea mai lungă sau cea mai mare distanță am făcut-o în America, în Las Vegas. Am închiriat-o în Harley Davidson și am închiriat-o de la 7:30 dimineața și ne-am întors seara la 7:30, 12 ore. Am trecut prin 3 state, am mers cu niște prieteni de acolo, am fost mai mulți pe motociclete. Și da, mi-aduc aminte că cu o zi înainte aterizasem și în America, încă eram cu fusul, încă eram și obosit după drum. Mi-aduc aminte că la întoarcere nu venea să cred că era să mai ia somnul pe motocicletă, pe două roți. Credeam că așa ceva nu este posibil, dar iată că oboseala... Dar am ajuns cu bine, n-am avut niciun eveniment în Super.
aș avea și eu ceva întrebări. Ce părere ai de amânarea asta a Jocurilor Olimpice? O să afecteze pregătirea sportivilor, inclusiv a ta? Că totuși, țineți cont de 4 ani de pregătire, care e notat acolo, exact, pas cu pas. Păi eu cred că este suficient timp, astfel încât să ajungem în formă maximă la anul, în iulie. Din punctul ăsta de vedere, nu este o problemă. Bineînțeles că un an în plus, la vârsta mea, probabil că se simte altfel față de altcineva, alt sportiv care are 25-24 de ani. Dar în contextul actual e mai bine că s-au amânat și nu s-au anulat sau să se fie organizat în nu știu ce condiții, fără spectatori, fără ca noi să ne putem antrena în bazele sportive. Adică e un compromis, dar încerc să privesc partea bună a lucrurilor. Sunt mai multe lucruri bune de privit decât cele mai puțin bune. Să vezi avantaj. Bine că nu s-a organizat online. Cum a fost și școala, știi? Cum a fost și la România au talent, nu? Da, da. Dacă v-ați uitat, da. Ce mă gândeam și cred că se gândesc foarte mult, mai ales cei din domeniul sportului, cum vezi, care crezi că e problema cumva căderii gimnasticii, o cădere așa treptată, se simte asta, se vede asta, să fie infrastructură, să fie, nu știu, unii crezi că e o lipsă mare, ce trebuie schimbat? Puțin din toate așa. Ideea în felul următor, că gimnastica în ultimii ani a adus foarte multe rezultate și nu știu, nu prea s-au făcut nimic, mai ales în acele perioade de glorie. Exact. Atunci, nu știu, poate federația ar fi putut să, federația, Ministerul Tineretului și Sportului, nu știu cine ar fi putut să, dar mai degrabă federația ar fi putut atunci, nu știu, a avut o discuție cu cei din guvern, cu cei din Ministerul Dezvoltării, domne, haide să creăm mai multe baze. Atunci ar fi fost indicat și atunci probabil că ar fi și primit suportul. Acum e puțin tardiv. Acum nici nu mai ai pe ce să cer, pentru că nici nu prea mai, în ultimii ani, nu prea am mai venit cu foarte multe medale acasă. Și da, infrastructură, clar, baze, cât mai multe baze ar fi nevoie pentru ca să descopere talente, ca și copiii să aibă unde să practice acest sport, pentru că gimnastica nu îl poți practica în fața sau în spatele blocului sau da. Trebuie o sală specială cu aparatură, echipamente de gimnastică. Ar mai fi, nu știu, spuneam, infrastructura, ar mai fi, nu știu, popularizarea sportului prin campionii pe care au scos gimnastica, nu? Adică ar trebui aceste modele să fie mult mai bine cunoscute și mult mai mult scoase în față. Și aici ține tot de federație. Țin minte că am avut an la rând campionat național la noi în țară și nu era niciun sportiv, măcar pe un afiș, măcar să recunoască lumea. Băi, uite, campionul nostru, mergem la sală să, uite, să-l vedem pe Cătălina Ponor sau să-l vedem pe Marian Drăgulescu sau niște afișe banale. Adică dacă tu nu te brandești ca federație când ai cu ce, mai târziu e mai... Și asta poate ar fi atras mult mai mulți copii către gimnastică, baza de selecție ar fi fost mult mai mare. Și atunci probabil că am fi avut și de unde alege și de ce nu în continuare performanță. Ar mai fi motivarea antrenorilor, motivarea sportivilor, mai multe competiții, premii la competiții. Sunt multe. Multe. E clar că trebuie o strategie, un plan și din mers așa ajustat și verificat ca lucrurile să meargă într-o direcție bună. În momentul de față totul se face haotic. Ca la toate federațiile, altfel. Un plan. Dom'le, uite, plecăm de aici, vom încerca
acest plan, să vedem. Nu, e care are o idee, bine, hai, mai bine altul cu altă idee, hai să încercăm. Adică, nu știu, e haos. A mai venit și pandemia, e haos da. General peste tot. Da, cum ai zis tu, ar fi multe lucruri, dar ai enumerat și câteva care sunt banale, niște afișe cu niște sportivi români care au adus onoare țării, niște chestii simple de marketing care n-ar costa nu știu cât și ar atrage. Și mai ales acum cum e social media, adică poți să atingi foarte multe persoane doar pentru un simplu cont de Instagram sau pentru un cont de Facebook sau așa. Adică, oricum, modernizarea asta la nivel de instituții cred că o să durează până când o să vină persoane care efectiv pot să creeze sisteme bazat pe timpurile în care trăim. Mm-hmm. Da. Vom vedea. Da, trăim și vedem. Să sperăm că nu așteaptă nimeni să vină medalii ca să facă ceva și să facă ca să vină medalii. Din păcate nu prea. Nu știu câte medalii vor mai veni de acum încolo pentru că nu avem foarte mulți sportivi, nu sunt interesați sportivii să intre în dorsalul de gimnastică pentru că n-au modele, n-au repere, n-au... Mm-hmm. E greu. Da, și nu e un sport ușor, la urma urmei. Nu este nici un sport ușor. Oricum, sportul de performanță este greu, indiferent de ramura sportivă. Implică disciplină, muncă, seriozitate, sunt autodepășire în orice sport am privit. Da. Ai un regret? Eu aș bănui unul. Acum sper să... Sigur, că e la care... aur la Jocurile Olimpice. Cred că e un regret. Bine, regret. E un acolo... cum să zic? Un vis care nu a fost împlinit și încă mai sper... Încă mai am posibilitatea, m-am calificat, abia aștept să particip și de ce nu după aceea tragem linie. Să da. Vedem ce uiți. Și cum înseamnă să crezi în visul tău până în ultimul moment? Nu știu dacă cineva acum 10 ani se gândea că Marian Drăgulescu o să participe în 2021 sau 2020, mă rog, dacă nu era pandemia la Jocurile Olimpice. Nu știu cât s-ar fi gândit în afară de tine. Da, de mine spune vreo 10 ani că nu m-am ce căuta de gimnastică, sunt dinozaur bătrân, dar uite că tot eu aduc în continuare rezultate, ceea ce până la urmă... Ce te face să mergi în continuare la antrenamente, Marian? Cum? Ce te face? Ce te motivează să mergi în continuare la antrenamente? Păi... Atâta timp cât am obiective, atâta timp cât am sănătate, atâta timp cât îmi place ceea ce fac, atâta timp cât și, să zic, fanii mei mă motivează, mă încurajează, îmi dă un plus de energie cu siguranță și de aceea merg mai departe. Foarte fain. Oricum, noi cel puțin de aici, na, suntem 20 și 30 de ani. Interviul ăsta pentru noi o să rămână o amintire extraordinară, pentru că suntem contemporani cu tine, cu un asemenea gimnast, poate unul din cei mai mari gimnasti români a tuturor timpurilor. Și eu sunt extrem de emoționat și onorat să-ți povestesc cu tine. O să las pe Hunor să mai pună câteva întrebări. Apropo, a fost la Cluj, la campionatul european în 2017? Ne-am uitat de acasă. Da, eu știu că ne-am uitat de acasă și toată lumea. Deci atunci toată lumea ăsta, deci pe stradă auzeai numai numele tău. Știu, jur. Deci știi că ăla a fost un motiv în plus pentru care am continuat să... Pentru care am ales să merg mai departe până în 2020. Pentru că în 2016 vreau să renunț. Uh-huh. Dar când am auzit că se va organiza un campionat european în țară la noi, la Cluj, am zis n-am cum să ratez așa ceva cu atât de mulți români în tribună, în sală și dacă am făcut 2017, am zis, hai mă, că mai pot să mai stau până la următoarea olimpiadă. Exact, da, acesta mi-ar fi fost prima întrebare cu dacă bine am înțeles, tu de două ori ți-ai anunțat retragerea
Și atunci asta a fost a doua oară în 2017, când ai revenit. Nu, în 2015 am revenit. Am înțeles, dar am înțeles, ai anunțat de două retragerea și atunci asta ar fi întrebarea mea. Ce te-a făcut să revii? Adică care a fost lucrul care a prins flacăra din nou ca să participi? Păi, prima dată m-am retras în 2005, am plecat în America. Nu știu, nu mai găseam plăcere, nu mai înțelegeam cu colectivul tehnic și cred că nici cu colectivul în general, cred că nici nu eram foarte, nu știu, fericit nici în ceea ce privește, nu știu, federația și cei cu care făceam eu echipă. Am ales să plec în America, vreau să mă stabilesc acolo și am întâlnit un fost gimnast, care are și o sală acolo în America, Adrian Cepoi, e generația lui Dan Grecu. E căsătorit cu Teodora Ungureanu, altă celebră gimnastă din vremea Nadiei, și mi-a spus că m-a urmărit cu drag, mi-a urmărit toate participările mele la competiții. Și ai potențial și n-are rost să renunți. Da, mi-a spus că, băi, ești, tu în continuare poți să mai faci lejer câțiva ani, ești în top și ar fi păcat să renunți acum cât încă mai poți să faci, pentru că cu timpul așa poate vei regreta. Uite, mă, aș mai fi putut să mai practic gimnastica de performanță încă 2-3 ani. E clar că gimnastica este o pasiune pentru mine și mi-am dat dreptate la acel moment. Mi-a spus că America mă așteaptă oricând doresc eu să ajung, adică mă așteaptă și peste un an, și peste 3, și peste 5, nu pleacă nicăieri. Și chestia asta mi-a dat așa de gândit, mi-am limpezit și eu gândurile, să zic așa, și am revenit la ce mi-a plăcut să fac din totdeauna, gimnastică. Iar a doua oară când m-am retras în 2012, când nu am fost selecționat să fac parte din echipa care a mers la Olimpiada din 2012, am fost lăsat acasă, cu toate că eu am ajutat în echipa să se califice, dacă n-aș fi fost eu, nu s-ar mai calificat echipa, mă rog. Și aia a fost, cred că, o lovitură destul de mare pentru mine. Și în 2012, după ce am aflat că nu voi face deplasare, am ales să mă retrag. Și 3 ani de zile n-am mai vrut să aud de gimnastică. După care mi s-a făcut iar dor de gimnastică. Așa că am zis, ia mă, să mai intru puțin în sală, să văd cum mă mai mișc. M-am mișcat bine și am zis de ce nu. Și iată cum se întoarce roata, că e vorba aceea. În 2015 m-am calificat eu singur și echipa nu s-a calificat și iată că oarecum dreptatea pe parcurs a venit și către mine. Foarte fain. Tu ai inventat două sărituri pe care le-ai numit pe numele tău. Ai Drăgulescu 1, Drăgulescu 2. Doar una. Nu, doar una este, da. Drăgulescu 2 am făcut-o în sala de antrenamente, dar trebuie să o prezint într-un concurs oficial, așa că n-am reușit să o pun la punct, încât să particip la o competiție internațională. Și cum te-a ajutat să am avut probleme de... Cum? Cum te-a ajutat această săritură? De ce ai inventat-o? Aveam două dintre cele mai grele sărituri prin 1999 și deși aveam mari șanse la fiecare competiție să vin acasă cu medalie, se întâmpla ca la a doua săritură, se întâmpla ca la prima săritură tot timpul să ratez. Ba aterizam și picam în fund, ba puneam mâinile în față și așa mai departe. Pentru că nu reușeam să văd aterizarea, era cumva un dublu salt înainte și trebuia să deschid la simț. Și de cele mai multe ori în competiție aveam adrenalină,
mare, aveam foarte multă energie și automat, ba mă învârteam câteodată mai repede, ba era mai înaltă sectura ca în sala de antrenament și așa mai departe, reperele nu mai erau aceleași. Și ai decis să atingi de zinvers. Și am decis cum să fac astfel încât să reușesc să văd aterizarea, dar pe aceeași structură a săriturii. Și mi-a venit ideea să întorc jumătate, să fac jumătate de întoarcere, astfel încât să aterizez cu fața la saltea. De acolo a venit, dintr-o nevoie, dintr-o frustrare, dintr-o, nu știu. Stai un pic, chestia asta s-a întâmplat în sala de antrenament sau ai improvizat de la concurs? Nu, nu. Mi-a venit ideea când eram în cantonament, în camera de okay. Ulterior am mers în sala de gimnastică, am testat săritura asta și după două luni am reușit să o și prezint la o competiție și de atunci am sărit-o la fiecare competiție. Foarte tare. Și asta ți-a adus o grămadă de medalii. Da, clar. Din păcate, la sărituri în finală se sar două sărituri. Cu săritura drăguță nu am avut niciodată probleme și tot timpul m-a tras în sus. Cea de-a doua săritură am făcut. O săritură a unui chinez, o săritură fiecare încerci să furi secretele, să încerci să faci și tu și așa mai departe. Noi ne trebuiesc și două sărituri din grupe diferite. Așa că, na, au fost competiții în care am reușit ambele sărituri la fel de bine, au fost și competiții în care la a doua săritură, nu la Drăguescu, la alta pe care încercam să o perfecționez, n-a ieșit atât de bine, dar dacă trag linie, au fost mai multe competiții reușite decât mai puțin reușite, așa că mă declar mulțumit. Foarte tare. Eu o întrebare mai am, dacă îmi permiți, și aceea de cum reușești să-ți împarți viața personală și cu cariera profesională? Păi, eu sunt în București, mă antrenez la Lia Manoliu, aici e baza noastră, de la 18 ani. Eu m-am născut în București, deci am familie aproape și mi-a fost foarte ușor. Adică pot trece în fiecare zi pe acasă, adică nu e ca și cum sunt alți gimnași care vin din alte zone, din țară, din Timișoara, din Arad. Aceia săracii își văd părinții sau familia odată la 6 luni. Ceea ce s-a întâmplat și la mine când am fost la lotul de junior în Timișoara. Ulterior m-am mutat la lotul de senior în Reșița, dar lotul din Reșița de senior s-a mutat la București în 1998, când aveam 18 ani. Așa că de atunci sunt în București, cum ar veni, acasă. Plus că noi când plecăm la competiții, mai mult de 3-4 zile nu stăm și ne întoarcem. Într-adevăr, la competițiile majore, campionat european, campionat mondial, stăm cam o săptămână. Nu? Iar la Jocurile Olimpice, care sunt odată la 4 ani, stăm 3 săptămâni. Așadar, nu plecăm cu lunile de acasă sau nu. Sunt ok. Nu simt că am neglijat sau n-am putut să fiu aproape. Din partea familiei, ai primit sprijin încă de la început sau când ai început deja să ai rezultate remarcabile? Bineînțeles că m-au susținut, dar bine, nici ei și nici eu nu mi-am dat seama de ce potențial am. Și mă refer aici pe plan internațional, decât la prima mea competiție majoră, în 1998, la campionatul european de juniori, unde m-am întors acasă cu 4 medalii. Și de atunci, toată lumea a început să vadă, nu știu, ceea ce făceam în sala de gimnastică, ca pe un lucru serios, ca pe o carieră, ca pe o, nu știu, ceva extraordinar. Nu doar că mă duc să pierd timpul pe acolo, pe acolo și că mă joc. Exact, exact. Ok, Marian, cred că mai aveți întrebări, băieți. Eu una singură. Cu ce te ocupi acum? Antrenezi? Nu, mă antrenez. E greu să faci două antrenamente pe zi și să mai alergi să faci pe antrenorul. Nu, e greu. Nu poți să le faci pe amândouă. Ori una, ori alta. Ca să le faci pe amândouă bine.
Dacă vrei să le faci pe amândouă, undeva se rupe. Da, energia se duce ori într-o parte, ori în cealaltă. Adică e mai greu. Pe viitor te gândești să te apuci de antrenorat sau ai alte planuri? Da. Mă gândesc să rămân în sport, indiferent de situație. Da, și îmi place să antrenez. De ce nu? Oricum, sunt deschis oricărei provocări. Atât timp cât are legătură cu sportul. Exact, exact. Super. Super. Marian, mulțumim că ne-ai acceptat încă o dată invitația. Adică pentru noi personal, sau mă rog, cel puțin pentru mine, ești în aceeași oală cu Simona Halep și cu Hagi și cu alți sportivi români mari. Și na, sper ca pe viitor, dacă mai ne hotărâm să mai facem un episod cu un gimnast, să mai ne accepți invitația. Și sunt curios dacă veți reuși să faceți un podcast și cu Simona Halep. Da, deci ne citi gândurile, când am început să facem podcastul, asta a fost chestia, că să încercăm să ducem pe Simona Halep, numai sincer nu ne întâlnim cu ea la Lidl în Cluj. S-o putem nici invita. Tu nu ne v-ați întâlnit nici la Lidl, nici în Cluj. Da, da, știu, dar tu ai fost mai comunicativ și ne-ai răspuns pe Instagram. I-am scris și ei, dar na. Dacă poți să pui o vorbă bună, nu să știi că nu se supără nimeni. Aici ține de caracterul fiecărui sportiv. Da, dacă asta spune și Dan și asta spune de fiecare dată, la fiecare episod, că un sportiv e mult mai mult decât ce se prezintă în competiții sau ce se prezintă în sala de gimnastică sau, mă rog, în sala de fitness. Un sportiv îi oarecum un întreg și inclusiv în viața personală. Adică sunt anumite principii și sunt anumite chestii de etică care le respectă. Dar, na, până la urmă, fiecare decide ce face cu timpul lui liber și, na. Da. Bine, dragilor. Spor la treabă. Succes și... Mersi, Marian, încă o dată. Mult succes. Am uitat să-i adresăm întrebarea unde te poate găsi. Unde te poate găsi lumea. Pe pagina mea de Facebook, Marian Drăgulescu. Și cea cu Bifă. Da, am și canal de YouTube, Marian Drăgulescu Channel, unde am exerciții, antrenamente. Și contul meu de Instagram, bineînțeles, Marian Drăgulescu, unde găsesc și acolo informații, sesiuni de antrenament și așa mai departe. Și, și site, momentan, nu? Lucrez la un site. Dacă sunteți pe pagina mea, îți da like, veți primi notificări și veți ști când voi da drumul la site. Super. Ok, Marian. Mulțumim mult încă o dată și succes! Sper să te întorci la Tokyo cu medalie. Da. Și medalie de aur. Salut. Bine, băi. Salutare. Ceau. Salut.